fost luni și am donat sânge la Spitalul Universitar, că mi-e mai aproape și dacă te duci luni și dacă te duci pe la ora 12, de exemplu, cam nu-i nimeni și de asta prefer să donez în felul ăsta. Și mi-au zis că pot să obțin gratuit rezultatele analizelor și sunt destul de importante analize. Am vrut să văd cât e de sănătos sângele meu. Oricum mi-ar fi spus dacă era ceva infecție sau grav. La următoarea donare, sau am înțeles că te sună, îți trimit scrisoare. Dar am venit. Și că în 48 de ore pot să vii aici, centrul de transfuzie de lângă Piața Victoriei. Nu știu cum se numește strada asta, dar se poate găsi pe internet. Și la cabinetul 1, etajul 1, în 48 de ore de la ziua donării, pot să obții rezultatul analizelor. Am constatat că m-au îmbătrânit cu un an, au scris că sunt 46, dar încă nu sunt 46 și am rugat să repare și am văzut că mă scriu cu domiciliu în Republica Moldova. Deci eu prima dată când am donat aici, încă nu eram cu domiciliu în drumul Taberei. Și am rugat să corectez. Acum, na, dacă o să trebuiască să mă întorc la Chișinău, o să rămân cu adresa din România. Dar dacă nu revin la Chișinău sau nu rămân mult timp la Chișinău, o să fie adresa corectă. Vândem și pe voi, veniți, donați, nu neapărat aici la centrul de transfuzie, v-am zis că e coadă, dar mergeți la Spitalul Universitar acolo pe malul Dâmboviței sau găsiți alt spital. Faceți o faptă bună, îndrăzniți!